Astăzi vreau să vorbim despre produsele care ne fac toamna mai frumoasă sau mai bine zis sezonul rece mai frumos, pentru că postez destul de târziu acest clip, așa că nu mai este vorba strict de toamnă, ci de sezonul rece ca întreg. Și am adunat aici foarte multe produse, cred că vedeți ceva pe aici prin jurul meu. Exemplu, chestia asta galbenă, da? Am foarte multe haine lângă mine, foarte multe pufoșenii, pe lângă pufoșenia supremă, care este jazz, of course. Am și produse, am și cărți, am multe, multe chestiuțe de arătat, așa că hai să începem. Și vreau să încep cu preferatele mele absolute în acest sezon, și anume lumânările parfumate. Știți că le iubesc. Știți că nu mă pot dezlipi de ele, chiar și vara câteodată aprind lumânări parfumate, dar acum, toamna, iarna, cu atât mai mult. Și bineînțeles că am să vă arăt câteva de la Bath & Body Works, pentru că doar cu astea am rămas, nu mai am de la alte branduri și am adus doar 3 aici, nu le-am adus pe toate. Și le-am ales pe cele în arome tomnatice, iernatice. Ar fi prima oară Pumpkin Pecan Waffles. Este o aromă absolut genială, așa ușor nati de la cele nuci pecan, un miros de coptură, un miros foarte cald, foarte puternic, pe care îți vine să-l mănânci. De fapt, ăsta este cazul cu toate lumânările pe care am să vi le arăt. Am să le pun pe jos pe astea despre care am vorbit deja, că nu prea mai încap toate pe măsuță. Mai am coconut cream pie și veți spune că aroma de cocos nu este neapărat de toamnă sau de iarnă și într-adevăr nu este, însă în varianta asta să știți că miroase a sezon rece. Pentru că miroase a prăjiturică proaspăt scoasă din cuptor, o prăjitură cu cocos. Nu este foarte pregnat mirosul de cocos, dar se simte undeva acolo în planul 2, să-i spun așa. Însă, din nou, avem un miros gurmand, prăjituricesc și foarte, foarte plăcut acum pentru sezonul ăsta rece. Și, bineînțeles, nu putea să lipsească lumânarea în aroma Leaves, care este perfectă pentru toamnă și scrie aici, da, Hello Autumn. Miroase a mere cu scorțișoară, miroase foarte, foarte, foarte bine. Mă uit acolo că am văzut o muscă și nu știu ce caută musca asta în casă și cum a intrat, pentru că avem plase la geamuri. Da. Hello, muscă! Vrei să filmezi cu noi? Așa, Leaves, revenind. Este un miros foarte plăcut, un măr condimentat și te duce direct cu gândul la vremea asta mai mohorâtă de toamnă, la păduri în culorile alea superbe, aurii, ruginii. E foarte, foarte faină aroma asta strict pentru toamnă. Și rămânem în zona asta aromatică și vreau să vă arăt și acest difuzor de aromaterapie. Îl mânuiesc cu grijă pentru că are apă în el, tocmai l-am scos din priză ca să vi-l arăt. Este din acela în care, după cum spuneam, se pune apă, se pun niște picături de ulei esențial parfumat, orice aromă îți place ție. Se pune în priză, se pornește și parfumează foarte frumos camera. Eu am aparatul ăsta din Pepco de vreo 2-3 ani, ceva de genul ăsta, l-am luat la un Crăciun, sau mă rog, prin preajma Crăciunului și am dat foarte puțin pe el și încă rezistă, nu știu cum. Dar, hei, se pare că am avut noroc cu el, nu m-am așteptat la multe din partea lui, având în vedere prețul pe care l-am dat pe el, cred că a fost vreo 20 ceva, 30 ceva de lei, nu știu undeva pe acolo, dar încă funcționează, încă este ok. Și aromele pe care le am momentan ar fi următoarele. Un ulei esențial de portocale, care miroase foarte, foarte bine și o să se potrivească mult mai bine în perioada Crăciunului. Și mai am două arome puternice luate recent, ulei esențial de patchouli și unul cu lemn de santal. Acestea sunt foarte bine miros amândouă și sunt arome care umplu camera de miros. N-am terminat cu treburile parfumate pentru că, bineînțeles, am și niște parfumuri să vă arăt. Nu o să insist mult pe ele pentru că am un clip separat în care am făcut trecerea de la parfumurile de vară la parfumurile de
toamnă, în principal, toamnă-iarnă, și acolo am vorbit mai multe, acum vreau doar să vi le arăt așa pe scurt, ar fi parfumul care se potrivește foarte, foarte bine cu toamna, și anume Whispers in the Library de la Maison Margiela din gama aceasta Replica. Eu am sticluța asta foarte, foarte simpatică de 30 de mililitri și parfumul miroase fix a ceea ce scrie pe etichetă, și anume te duce cu gândul la o bibliotecă cu cărți prăfuite, cu miros din acela de hârtie învechită cumva, dar nu vă imaginați că o să mirosiți a praf dacă vă dați cu acest parfum, ci te duce doar cu gândul în zona aceea, dar este un parfum foarte plăcut, din păcate nu prea persistă. Apoi, ca să fac cumva legătura cu Halloween-ul, am adus și la Petit Robe Noir varianta Black Perfecto de la Guerlain. Bineînțeles, nu este un parfum care poate fi purtat doar de Halloween, evident, dar sticluța, mirosul, cumva, să zicem că mă duc cu gândul în acea perioadă sau la acea sărbătoare, pentru că este un parfum întunecat, este o cireașă amară, foarte, foarte frumoasă. Un trandafir care nu prea iese în evidență, din fericire pentru mine, însă se simte îndeajuns încât să completeze parfumul și să-i dea și o notă feminină. Este un parfum așa de bad girl, de Wednesday, dacă vreți. Și apropo, vorbim și de Wednesday îndată. Și îmi place foarte, foarte mult în perioada asta. Din păcate, nici ăsta nu persistă chiar foarte mult, însă mai mult decât cel de la Maison Margiela. Apoi mai am două parfumuri care sunt în zona aceea de parfum cald, parfum care te îmbrățișează, și ar fi prima oară Eau d'Orient de la Rituals. V-am mai vorbit de foarte multe ori despre acest parfum. Și La Nuit Trezor La Folie de la Lancôme. Ambele sunt parfumuri pe bază de vanilie. Sunt ușor gurmande, acesta mai mult, acesta de la Lancôme mai mult decât cel de la Rituals, și efectiv te ung pe suflet parfumurile astea. Îmi plac foarte, foarte, foarte mult în perioada asta și din punct de vedere al parfumurilor, toamna și iarna sunt anotimpurile mele preferate, pentru că eu iubesc parfumurile puternice, condimentate, vanilate, parfumurile cu iris, cu violetă, care sunt pudrate și mai greoaie și mai dificil de suportat în anotimpul cald. Nu iubesc toamna și iarna în ce privește vremea, mai ales iarna sub nicio formă, no way, Jose. Dar când vine vorba de parfumuri, acum pot să port și eu cu adevărat ce-mi place. Bun, trecem de parfumuri și hai să vorbim puțin și despre make-up. Nu îmi schimb make-up-ul sau produsele pe care le folosesc atunci când vine anotimpul rece, însă singura schimbare pe care o fac este în ce privește rujul, și anume culoarea rujului, pentru că pot să folosesc niște nuanțe mai puternice, mai închise la ruj, ceea ce parcă nu prea se potrivește primăvara sau vara. Nu m-aș vedea mergând cu ruj cărămiziu primăvara, când afară cântă păsărelele și înversesc copăceii și ghioceii și da, nu prea se potrivește, cel puțin pentru mine. Și am să vă arăt un ruj de la Clarins în nuanța Soft Plum. O să mă iertați că arată în halul acesta, însă mi-am făcut niște poze atunci când l-am primit și l-am sprijinit de diverse chestii. Așa că nu mai arată chiar cum trebuie, însă vreau să vedeți nuanța. Este un mauviu foarte, foarte frumos. Și mai am două rujuri de la MAC. Pe astea cred că vi le-am arătat și anul trecut, într-un clip de genul. Dar, hei, îmi plac în continuare. Și anume, am nuanța Marrakech. O nuanță foarte, foarte frumoasă. Acesta este cărămiziul despre care vă spuneam. Se vede superb pe buze, mai ales în perioada asta. Și cealaltă nuanță este Whirl, W-H-I-R-L, cam greu de pronunțat. Aici avem un maro mai închis. Știu că nu multă lume agrează maroul pe buze, însă mie îmi place. Și mi se pare că mi se potrivește și merge cu subtonul pielii mele, care este unul mai cald. Și da, cam asta este în materie de rujuri. Acum port pe buze Velvet Teddy, tot de la MAC, care este un nude, însă un nude care mi se pare că merge tot timpul anului. Nu este ceva care să zic că se potrivește mai mult toamna sau mai mult primăvara, nu. Este un nude clasic, aș putea să-i spun. Bun, pentru îngrijirea tenului, la fel nu fac chiar
foarte mari schimbări, însă de multe ori îmi place să folosesc o cremă de seară, mai ales o cremă mai hidratantă față de sezonul cald, când prefer formulele ușoare, legere, tip gel, ca să intre cât mai repede în piele și să nu o simt că băltește așa la suprafață, pentru că vara am tenul gras și dacă mai și transpir, da, nu îmi place să îmi simt tenul încărcat, însă iarna deja tenul se deshidratează, dintr-un ten gras se transformă într-un ten mixt și atunci am nevoie de mai multă hidratare. Momentan am pe raft acolo la baie această cremă de la Yves Rocher din gama Anti-Age Global și este foarte ok. Are o textură tip spumă, dar deși o simt hidratantă pe ten, să știți că se absorbe repede și nu rămâne la suprafață, nu lasă peliculă grasă și cam atât când vine vorba de ten. Pentru îngrijirea corpului nu sunt foarte pregătită. Recunosc, pentru că nu prea am nimic în aromă de toamnă-iarnă. Am tot așteptat, musca asta mă enervează, acum se plimbă pe aici. Așa, am tot așteptat să apară pe site-ul de la Bath & Body Works aromele de toamnă, la geluri de duș, la creme de corp, loțiuni de corp, etc. Au apărut câteva arome, sunt câteva cu tematică de Halloween, dar nu prea mă tentează alea, sincer, și am mai văzut vreo 3 sau 4 arome care ar putea fi considerate de sezon rece. În ce privește lumânările, am văzut că au mai multe arome de toamnă-iarnă, însă pentru îngrijirea corpului cam bate vântul. Ba mai mult, acum vreo săptămână sau două, ei făceau reclamă la arome de genul Wild Sands și ceva cu mare, cu apă, cu ce? What? Sunt ușor defazați cei de la Bath & Body Works și încă mai aștept, așadar, arome de toamnă-iarnă. Deci, din acest punct de vedere, nu prea am ce să vă arăt, însă pot să vă arăt niște produse pentru hidratarea corpului, strict din punct de vedere al formulei, și anume untul de corp de la The Body Shop, care știți că îmi place. Am aici o variantă mică în aroma Almond Milk, care este o aromă ok pentru perioada asta. E destul de subtilă, însă mie îmi place formula foarte mult. Deși este vorba despre un unt de corp care are o textură unctuoasă și e destul de gras, intră rapid în piele și hidratează foarte, foarte bine pielea. Și același lucru pot să-l spun despre cremele de corp de la Bath & Body Works. Eu am aici o aromă de vară, cu asta am rămas, Pink Pineapple Sunrise, nu se mai potrivește cu vremea de afară, dar aici vreau să vorbesc strict de formulă și de cum se simte crema pe piele, e foarte ok. Și la fel ca la untul de corp de la The Body Shop, e mai grasă formula, însă intră repejor în piele și e foarte ok pe partea de hidratare. Hai să trecem la băuturi calde și în principal la ceaiuri. Pentru că da, am reînceput să beau ceaiuri, eu vara nu prea beau ceai. Am mai descoperit vara asta un iced tea de la Fares, care mi-a plăcut, însă vara merg mai mult pe frapeuri. Dar, cum a venit sezonul mai rece, am început să beau iarăși ceaiuri și am unul dintre preferatele mele din toate timpurile, și anume acesta Irish Cream de la Ticane. V-am mai vorbit despre el, este un ceai super bun, aromat și ușor cremos. Eu îl beau și cu lapte și foarte, foarte bun așa. Și mai am 3 pliculețe dintr-o cutie de anul trecut din gama Deluxe de la Lidl. Au fost foarte bune aceste ceaiuri și cred că vor apărea și anul acesta în gama asta Deluxe. Nu mai țin minte câte arome erau, am rămas doar cu 3, însă erau destul de multe și foarte bune toate. Am așa, un ceai cu lămâie, foarte aromate în primul rând, și aveau și niște arome mai deosebite, de exemplu acesta, următorul pe care vi-l arăt, este cu ghimbir, portocală și scorțișoară, vă dați seama că ăsta a fost unul dintre preferatele mele, și mai am unul Green Tea Balance, este un ceai verde care la fel are scorțișoară, sencea, măceșe, cum îi spune, lemn dulce, foarte, foarte multe chestii și mușețel, super bun și acesta. Și chiar sper să le mai aducă și anul ăsta în gama Deluxe. De asemenea, am rămas puțin blocată în vară în ce privește această aromă de la Jacobs. V-am înnebunit și cu asta.
Este vorba despre iced cappuccino în aroma salted caramel, deci cu caramel sărat. Da, știu, este iced cappuccino, însă vara l-am făcut cu apă rece și cu gheață. Acum fac băutura asta cu apă caldă și merge foarte bine și așa. Mi-am făcut stoc din băutura asta pentru că îmi place foarte, foarte mult și îndată o să dispară de la raft, dacă nu chiar a dispărut, fiind iced cappuccino. Vă dați seama că lumea nu prea o să mai cumpere produsul ăsta, în afară de mine, eu sunt singura care mai cumpără și în perioada asta așa ceva, dar îmi place prea mult aroma și chiar dacă scrie iced cappuccino, v-am zis, merge foarte bine și cu apă caldă și cu lăptic și foarte, foarte bun. Și îmi place super mult, plus că aroma asta de caramel sărat nu mi se pare că merge doar vara. Mi se pare super potrivită și în perioada rece. Da, așa că cumva pe jumătate am rămas blocată în vară. Mai departe, am adus un teanc de cărți aici, da, știu, le țin invers și nu vedeți titlurile, dar vorbim îndată despre ele. În ce privește filmele, serialele, nu prea am ce să vă recomand, pentru că nu prea m-am uitat în ultima perioadă la filme, seriale. Ce aș putea să vă recomand este Wednesday, că tot vorbeam mai devreme despre acest serial și v-am zis că o să revin la el. Mi se pare potrivit în perioada asta, evident. El a apărut anul trecut, dacă nu mă înșel, și este foarte cute așa de văzut într-un weekend sau chiar într-o zi, pentru că are destul de puține episoade, dacă nu mă înșel, și merge super repede. Eu știu că l-am văzut într-un weekend, dar dacă m-aș fi ținut de el de dimineață până seara, dacă făceam un maraton, l-aș fi dat gata într-o zi. Deci Wednesday, dacă nu l-ați văzut încă sau dacă vreți să-l revedeți. Și o să mai am niște seriale făcute după două dintre cărțile pe care vreau să vi le prezint. Ar fi prima oară tetralogia napolitană, nu se putea să lipsească, mai ales că mai am puțin și termin și eu într-un sfârșit cărțile acestea. Sunt cele patru volume ale Elenei Ferrante și anume Prietena mea genială, care este și cel mai cunoscut volum și cel care i-a adus faima, apoi Povestea noului nume, Cei care pleacă și cei ce rămân, sper că pune focus acolo, așa, și ultimul volum la care am ajuns și eu, Povestea fetiței pierdute. În aceste patru volume ne este prezentată povestea a două prietene din copilărie și până la maturitate și vedem așa pe parcursul volumelor cum se schimbă cele două fete, cum se depărtează una de cealaltă, cum se regăsesc, vedem cum evoluează, ce se întâmplă cu familiile lor, cu prietenii, cu iubirile din copilărie și toate astea sunt puse în contextul orașului Napoli, din Italia, acolo cresc fetele și este vorba mai precis de un cartier sărăcăcios din Napoli, din care unii pleacă, așa cum spunea și titlul unuia dintre volume, unii pleacă, alții rămân acolo. Aflăm ce se întâmplă cu cei care aleg să rămână acolo și vedem cum li se schimbă viețile și, pe de altă parte, astfel putem face comparația cu cei care pleacă și se rup de sărăcia acelui cartier. În fine, este o carte foarte, foarte complexă. Vedeți că avem patru volume aici și sunt destul de grosuțe toate și cred că este una din cele mai complexe cărți pe care le-am citit până acum. Foarte mult îmi place și ce vă spuneam de serial, s-a făcut și un serial după aceste cărți. Serialul are trei sezoane și îl găsiți pe HBO Max. Dacă nu vă place să citiți, dacă nu aveți chef, nu aveți timp, nu aveți răbdare, poate vă puteți uita la acest serial, care și el este foarte fain și îmi place cum este realizat. E în italiană, mai precis în napolitană, pentru că ei vorbesc în acel dialect din Napoli, dar dacă nu vă deranjează treaba asta, chiar vă recomand serialul. De asemenea, o altă carte, Omul de castane, de Søren Sveistrup. Cu siguranță i-am pocit numele. Îmi cer scuze, domnule. Așa, o carte polițistă, nu se putea să lipsească din recomandările mele. De asemenea, s-a făcut serial după această carte. Am văzut prima oară serialul și după aia am citit cartea. Serialul este pe Netflix, dacă nu mă înșel.
Sper să mai fie, că știu că cei de la Netflix mai scot seriale și filme de pe platformă. Acțiunea cărții și a serialului implicit se desfășoară în Danemarca și, hai să vă citesc puțin de pe spate, un psihopat terorizează Copenhaga. Semnătura lui, figurine făcute din bețe de chibrit și două castane, da, de aici omul de castane, lăsate la locul fiecărei crime sângeroase. Pe figurine, poliția găsește amprenta unei fetițe răpite și ucise cu un an în urmă. O coincidență tragică sau un mesaj diabolic? Ca să pună capăt seriei de crime, cei doi detectivi care anchetează cazul trebuie să lase deoparte neînțelegerile și să descifreze indiciile macabre lăsate de asasin. Pentru că acesta nu dă niciun semn că se va opri și nimeni nu este în siguranță. Da, pe Netflix este serialul, pentru că scrie dedesubt în curând serial Netflix. A apărut deja serialul, dacă vreți să îl vedeți. Deși este o carte destul de grosuță, cred că se vede, are vreo 500, 600, da, 600 și un pic de pagini, s-a citit foarte ușor și foarte rapid, pentru că te ține în priză. Cartea este scrisă foarte bine și vă recomand dacă vă plac cărțile polițiste. Și rămânem în zona asta de cărți polițiste și vin în fața voastră cu nimeni alta decât doamna Rodica Ojog Brașoveanu și am aici ultimele trei cărți din seria Melania Lupu, cărți pe care nici măcar eu nu le-am citit, însă sunt pe listă și își așteaptă rândul fix toamna / iarna aceasta. Sper să le dau gata, cum s-ar spune. Și avem așa, Anonima de Miercuri, O toaletă a la Liz Taylor și Dispariția statuii din parc. Nu are rost să vă citesc la acestea ce scrie pe spate, pentru că cumva aceste cărți din seria Melania Lupu sunt legate între ele și ar cam trebui citite în ordine, așa că degeaba vă citesc pe spate ce scrie, degeaba vă citesc aceste mici descrieri, pentru că ar trebui să știți ce s-a întâmplat și în primele trei volume ca să vă dați seama despre ce este vorba și aici. Însă mereu o să recomand pe Rodica Ojog Brașoveanu. Îmi place foarte mult seria asta. N-am citit altceva în afară de seria Melania Lupu. Știu că are și niște cărți în zona asta SF, dacă nu mă înșel. Eu nu sunt cu SF-ul nici în ce privește filmele, nici în ce privește cărțile. Dar când e vorba de cărți polițiste, da, vă rog, mulțumesc. Și da, Rodica Ojog Brașoveanu e acolo în top pentru mine. Și Melania Lupu este unul dintre personajele mele preferate din literatura autohtonă. Bun, am terminat și cu cărțile și cred că am ajuns la ultimul capitol și anume Îmbrăcăminte / Pufoșenii. Și hai să vă arăt ce am aici lângă mine, tăbușoara asta galbenă. Și anume această geacă de la Bonprix. Am să mă dau puțin în spate ca să o vedeți mai bine. Este o geacă pe care eu am luat-o în primăvară și nu prea am apucat să o port pentru că a venit destul de repede căldura și n-am mai putut să mă îmbrac cu geaca asta. E destul de grosuță, să știți. Este dintr-un fâș, însă ce-mi place e că e un fâș mat, nu este acel fâș lucios care știți că scoate și niște sunete când îl atingi. E foarte, foarte plăcut materialul și îmi place și că fermoarul este argintiu și nu auriu. Am un clip pe canal, este un haul Bonprix, în care o să vedeți exact cum se așează această geacă, nu mai are rost să o probez acum. Am să vă las link către acel clip ca să vedeți mai bine ce și cum, dar da, îmi place foarte mult geaca asta și în sfârșit pot să mă bucur de ea. E destul de călduroasă, să știți că ține de cald și culoarea este absolut superbă, știți că îmi place galbenul. Și n-am putut să rezist când am văzut-o. Din păcate, nu se mai găsește în culoarea asta. M-am uitat pe site, dar nu mai găsiți pe galben, însă este pe alte culori. Și dacă nu sunteți așa de îndrăzneți sau îndrăznețe să purtați o geacă galbenă, care, bineînțeles, iese în evidență și o să vă vadă toată lumea de la o poștă, așadar, dacă nu vă place galbenul, pur și simplu, o găsiți și pe alte culori. Și chiar e foarte mișto geaca. Bun, apoi Pufoșenii, papuci, pufoși. Pe ăștia am luat recent din LC Waikiki, vi-am arătat într-un vlog, îmi plac super, super mult, sunt atât de moi și mi-a plăcut culoarea, care acum văd că se asortează cu plovărul meu. E un verde așa deschis, foarte, foarte plăcut. Și stați așa că trebuie să
sap puțin ca să ajung la alte pufoșenii. Pe lângă papucii pufoși, în perioada asta îmi plac super mult păturicile pufoase de toate felurile și slavă Domnului că am foarte multe păturici pufoase, poate chiar prea multe. Pe asta o țin momentan pe canapea, să mă învelesc cu ea seara. E o pătură gri cu ceva fulgișori. E un model de iarnă, de Crăciun. Cred că e din Pepcoloata. Am primit-o cadou, nu mai știu exact de unde este, dar îmi place atât de mult materialul ăsta. Și v-am zis, mai am multe alte păturici așa pufoase și le tot schimb. Da? Le dau la spălat și fac rocada între ele și mai știți cui îi plac aceste păturici pufoase și cine mi le fură, da, exact, Jazz. Când vin și eu să mă așez pe canapea, să mă învelesc cu păturica pufoasă, nu pot, pentru că Jazz stă pe păturică și nu pot să-l deranjez, evident. Așa că, na, stau și eu pe lângă. Sau iau acest halat cu steluțe, că nu se putea altfel. Este un halat luat de la Pepco, de la copii. Pentru că nu am găsit la adulți halat așa cu steluțe, așa că e luat de la copii. Bine, și ăsta e primit cadou, de fapt, dar am dat instrucțiuni și am zis că e ok și de la copii. Dacă e luată cea mai mare mărime de la copii, mie mi-este bună. Și vedeți că avem așa niște steluțe și niște luni foarte, foarte drăguțe. E cu glugă, deși, na, îmi trebuie glugă în casă, dar e bine să fie acolo dacă mi-e foarte, foarte frig. De exemplu, când am mai fost super răcită și aveam frisoane, puneam și gluga pe cap așa și mă înfofoleam acolo. Foarte drăguț și halatul acesta, pufos și el, evident. Și mai am chestii pufoase, să nu credeți că am terminat. Am un hanorac și pe asta cred că vi l-am arătat anul trecut, dar îl iubesc. Este acest hanorac mov, din Sinsei cred că este, dacă nu mă înșel, stați așa să mă asigur, da, din Sinsei, mărimea S, este luat de vreo 2 ani, cred, ceva de genul ăsta, dar îmi place în continuare foarte mult și efectiv mă simt ca un ursuleț când sunt îmbrăcată cu acest hanorac, are și glugă și cred că vedeți textura și pufoșenia de pe el. Nu are cum să-mi fie frig cu hanoracul ăsta pe mine, deci la fel dacă am frisoane sau ceva, dacă sunt răcită sau dacă mi-e foarte frig, nu știu, mă duc la munte undeva și trebuie să fie cât mai bine și cât mai cald, hanoracul ăsta mă salvează întotdeauna și rămânem la pufoșenii, să nu credeți că scăpăm așa repede de ele și aș vrea să vorbesc despre acest plover pe care l-am pe mine, care e cam din același material cu acest plover pe care vi-l arăt acum. E acel material catifelat, molcom, care se simte super, super bine pe piele. Ploverul de pe mine este din Collins, acesta galben este din House Brand. V-am zis, îmi plac foarte mult amândouă și vedeți din nou obsesia pentru galben și verde, verzuit ceva în zona aceea. Dacă tot v-am arătat ploverul galben, hai să facem trecerea spre plovere pe care le iubesc în perioada asta. Am destul de multe plovere pentru că îmi plac super mult, mi se par foarte confortabile și îți și țin de cald, sunt și practice până la urmă. Și mai ales în ultima perioadă au apărut destul de multe modele de plovere, nu mai sunt doar acele plovere clasice și atât. Sunt cu modele ori făcute din împletitură, efectiv, la cum este împletit ploverul. Bine, că nu se termine să-l împletească de mână. Sunt făcute la mașină. Dar hai să-i spunem așa, la mod general, împletitură. Ori au culori mai deosebite, ori combinații de culori mai faine, ori volănașe. Și o să vedeți în data despre ce vorbesc. Și anume, despre acest plover, pe ăsta l-am din, sau de pe Bonprix. Este un plover foarte greu, efectiv, atârnă greu și e destul de gros, ține super cald și e destul de mare, adică eu de obicei îl port pe acesta pe post de jachetă slash geacă, să zic așa, pentru că dacă l-aș purta cu o geacă sau cu un palton pe deasupra, aș fi mult, mult prea înfofolită, pentru că este un plover foarte gros și foarte greu. Vedeți ce vă spuneam de împletitură, că
e așa mai deosebit și are și aceste volănașe pe partea din față, cu nasturi. Este o jachetă, mai bine zis. Hai să spunem că nu e chiar plover, dar arată foarte bine, îmi place și culoarea. Și la mâneci, dacă vedeți voi, mânecile nu sunt drepte, cred că sunt festonate, așa se cheamă modelul ăsta, ușor curbat, și la fel și jos, la talie, cred că se vede mai bine aici la spate. Așa. Vedeți, nu e tăietura dreaptă, e așa în valuri, să zic. Foarte mult îmi place jacheta asta și, v-am zis, e super, super călduroasă. Și mai am încă o jachetă, tot de pe Bonprix luată. E luată recent, de vreo câteva săptămâni. Am făcut un haul din Bonprix, dar cred că o să apară după acest clip. Nu știu exact cum le programez. De data asta avem o jachetă verde, o culoare pe care o ador în acest sezon, acest verde închis, verde pădure, să-i spun. Este mai simplă jacheta asta decât cea dinainte, însă la ea mi-a plăcut culoarea, în primul rând, și o să fie super potrivită pentru multe, multe ținute și chiar vreau să port mai multe cardigane sezonul acesta, să-mi iau pur și simplu ori un maieu pe dedesubt, dacă nu este foarte frig, ori un tricou sau chiar o bluză cu mânecă lungă, o maletă eventual, dacă este mai frig afară, și un cardigan pe deasupra, niște blugi în partea de jos și ai ținuta asigurată. Materialul la acesta verde este mai moale, se simte mai bine așa la atingere și pe corp atunci când porți cardiganul. Și mai am doar două piese să vă arăt. Sper că n-am uitat nimic, la ce haos este în jurul meu. Și anume este vorba despre două rochii tricotate pe care cred că am să le port foarte, foarte, foarte des sezonul acesta. Și chiar vreau să mai cumpăr una sau două astfel de rochii pentru că le găsesc foarte practice. În primul rând, țin de cald pentru că este vorba despre tricotaje care sunt moi și confortabile și călduroase, dar pe de altă parte sunt și mai feminine decât clasica ținută despre care vorbeam mai devreme, și anume cardigan sau plover și blugi, și să nu mă înțelegeți greșit, pentru că în mare parte din timp cam asta port, adică pantaloni și plover, dar din când în când îmi place să mai diversific și am aici două rochii tricotate, ambele de pe Bonprix. Chiar pe Bonprix găsiți niște modele foarte faine de rochii tricotate și este unul dintre puținele locuri în care am văzut, în primul rând, rochii tricotate și, în al doilea rând, atât de multe modele. Că în magazinele din mall, de exemplu, nu prea găsesc rochii tricotate. Bun. Și știu că nu o să o vedeți cu totul. Dacă nu uit, am să inserez o poză, pentru că am o poză făcută cu... sau făcută în această rochie, purtând această rochie. Este verde, ce vă spuneam mai devreme, că îmi place culoarea asta în sezonul rece. E destul de simplă, însă are niște mâneci ușor bufante și în talie se leagă cu acest cordon, ca să marcheze frumos talia. Foarte mult îmi place această rochie. Și mai am una galbenă, o altă culoare pe care o port destul de des, nu doar toamna și iarna, chiar și vara port galben, pentru că se potrivește bine și cu anotimpul călduros. Aceasta este rochia, e puțin mai grosuță decât cea dinainte. Asta verde vine sub genunchi, asta vine deasupra genunchilor. La asta mi-a plăcut culoarea, în primul rând. Mi-au plăcut mânecile, pentru că rochia în sine, corpul rochiei este destul de simplu și avem aceste mâneci cu o croială, completitură frumoasă și astea sunt ușor de tot bufante și îmi place și decolteul, dacă vedeți, este frumos structurat decolteul. Pe asta o să vedeți în haul-ul Bonprix, care o să fie postat, dacă n-a fost postat deja. Și o să vedeți acolo în toată splendoarea ei. Și îmi place să port aceste rochii cu ciorapi groși, ca să-mi țină de cald, și ori cu botine, ori cu cizme până la genunchi, depinde cât de frig este afară sau dacă este zăpadă sau nu. Dacă nu este zăpadă, pot să port botine din acea imitație de piele întoarsă. Dacă este zăpadă și umezeală, evident, trebuie să schimb pe cizme sau chiar pe ghete. Merg și ghete purtate cu astfel de rochii ca să fie așa mai rochiș, ca să zic așa, rochi, rochiș.
Da, a ieșit o struță Camila aici. Și cam astea au fost toate produsele pe care voiam să vi le arăt în acest clip. Sper că n-am uitat nimic, repet, pentru că sunt foarte multe lucruri în jurul meu și cel puțin sub acest morman de haine, pături pufoase, halate și așa, sper că nu se mai ascunde ceva ce trebuia să vadă. Asta este. Bun, ca de obicei, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă mulțumesc că ați rezistat. Cine a rezistat până la acest minut din clip? Pentru că îmi imaginez că o să fie destul de lung acest clip. Vă aștept în comentarii să vorbim acolo mai multe și să-mi spuneți și voi ce produse preferate aveți în sezonul rece, ce vă face pe voi să vă simțiți așa cozy și hygge și plăcut, confortabil în perioada asta rece. Eu, sincer, sper să avem o toamnă și o iarnă cât mai blânde și să treacă cât mai repede, să nu mai țină iarna până în aprilie, cum a fost anul acesta. Dar om vedea, om trăi și om vedea, cum spun bătrâni. Bun. Ne vedem de acum la clipurile viitoare. V-am pupat! Pa!